din Palestina, de prin Gaza. El este de Juju. Fiecare dintre voi va trebui să cânte câte o melodie. Fiecare dintre voi primește notă de la mine și de la colegul meu Răzvan. La sfârșit vom da diplome la fiecare și vom alege peste voi pe cine și cum. Detaliile mai încolo, ca să nu vă spunem totul de la colegul. Am zis să nu începem direct cu voi. Așa că ne-am aici pe Cătălin, un prieten al nostru care cântă la fiecare seară de karaoke. Asta ca să vă treacă emoțiile. Cumpărtare, banii, să știți prima. Bună seara, să mulțumim prietenilor noștri de la London Pub, cei care v-au primit acolo și care v-au asigurat o locație, cred eu, destul de generoasă și de primitoare și de caldă. Nora pentru mama. Câte ani ai? 21. 21. Cum trăiai la 20? Ca acum. Da? Hai să vedem cum te descurci. Ca la 20 de ani! Să trăiesc așa cum știu. Ca la? Ca la 20 de ani. Fără? Fără griji. Dar cu bani. Răzvan Key DJ va cânta pentru voi o piesă să vă arate ce înseamnă karaoke. Pașii mei s-au ascuns în umbra ta. Nu ne-am mai văzut de mult. E vorba de London aici. În urma lor a rămas glasul pe care uneori îl mai ascult. De obicei, la un concurs de karaoke, premiem cea mai bună voce. Dar în seara asta, o să premiem cea mai afană voce. Așa că câștigătoarea este Mioara Tănase. Aplauze pentru Mioara. Și uite, ca să poți să-ți bei cafeluța dimineața, da? Sergiu, Danila, tu ești pe ultimul loc. Dar ești pe locul întâi la cântat. Adică ești cel mai bun, da? Chiar dacă noi în seara asta am premiat cel mai afon, tu ești number one. Și te mai așteptăm.